Bună, răspundă mesajul de mai jos. La problemele pe care le găsiți aici, găsiți toate textele de aici în descrierea clipului pe YouTube. Bun. Ok. Să zicem că vreau să editez pagina mea, olivian.ro. Ca să fac asta, primul lucru este să mă duc aici și să aleg din lista de pagini pe care le administrez, să aleg olivian.ro. Și sunt în pagina asta. Deci m-am logat pe Facebook, am fost aici și mi-apare administrarea paginii. Bun. Standard, Facebook vine fără cover photo. Ca să schimbi cover photo, te duci cu mouse-ul peste linkul ăsta și îți alegi un cover photo. Aveți aici dimensiunile pe care le sugereți. Eu, de exemplu, aici am pus la imagine, am făcut un mic spațiu negru la margini, da? Nu este obligatoriu, e un efect. Bun. Cu asta aș începe. Apoi, vedeți aici că scrie facebook.com/olivian.ro. Mai nou, când creezi pagina Facebook, te întreabă care vrei să fie numele paginii și mi se pare că poți să-l schimbi doar o dată ulterior. Însă dacă cumva aveți o pagină de genul ăsta, facebook.com/page/nu știu ce, dacă aveți așa, mergeți la pagina asta, facebook.com/username, sau citiți help-ul și vi se spune la help, aveți opțiunea la help, aici e pentru pagină și dacă faceți click aici este pentru un utilizator. Ok. Cum schimbi avatarul? Deci, la un avatar, chiar dacă eu aplatez o poză cu 200 de pixeli, poza vizibilă este 276 de pixeli. Deci, de exemplu, dacă fac click pe poza asta, vedeți că e mai mare, deci rămâne un spațiu sus, da? Și aici mi se vede, uite, se vede un pic aici, o zonă, da? Zona asta nu mai e aici. Dacă vă uitați aici, n-a rămas niciun pic de spațiu și a dispărut punctul acela. Deci vă taie un pic din imagine. Și atunci, când puneți poza, rețineți să nu o puneți până în margine. Dacă pui o poză, lasă puțin loc. Da? Și aveți aici niște instrucțiuni pentru chestia asta. Bun. Cum programezi un articol pentru viitor? Pot să-l scriu aici. Bună, ce mai faceți? Și vreau să-l scriu să-l apară mâine dimineață. Să zic bună dimineață. Și atunci mă duc aici și mă întreabă schedule post. Și aici zic data, mâine, 9 dimineața. Și aici a fost orar. Schedule. Ok. Aici pot să pun o poză care este mai mare decât altele. De exemplu, la event fac un milestone și mi-apare o poză care apare așa pe toată lățimea paginii. Dacă am un eveniment deosebit, dacă am o chestie care vreau să o scot din evidență, în loc să mi-apară mesajele așa, poate să-mi apară cât toată lățimea paginii. Și pentru aia trebuie să mă duc la milestone. Ok. Cum plătești un mesaj? Am publicat, să zicem, articolul ăsta. S-a publicat automat, dar să zicem că ar fi fost scris de mine. Am opțiunea să dau aici Boost Post. Și mă întreabă aici, am dat niște lei și îmi zice cât costă și nu știu ce. Opinia mea personală despre asta este să nu folosiți funcția prea mult. Oamenii sunt destul... Deci, în opinia mea, beneficiile sunt destul de mici. Dacă vreți totuși să ajungeți la audiența voastră, puteți să plătiți, dar m-aș gândi mai degrabă să încerc să aduc lucruri mai relevante decât să plătiți pentru chestia asta. Puteți să vă învățați vizitatorii ca să viziteze pagina și să dea like. Și să dea... Imediat. Să primească mesajele în articol. O să pun un articol în link la punctul ăsta. Nu l-am acum pregătit, dar puteți să vă învățați audiența să primească mesajele. Deci eu dacă intru pe o pagină și dau like, e posibil să nu primesc mesajele, să nu mi vină în inbox. Și pentru asta se face acest boost post. Să mă asigur că toată audiența mea primește mesajul meu.
Problema e că eu scriu destul de mult. Dacă aș face asta la fiecare mesaj al meu, nu ar fi foarte avantajos, pentru că trebuie să câștig și eu dacă... Așa. Și soluția în cazul ăsta este să învăț. Ok, vrei să dai like la pagină? Ok, fă niște pași și o să poți vedea cum o să poți primi toate mesajele. Și am dat aici chestia asta. Am răspuns acum și dacă merită. În opinia mea, nu. E discutabil la un business dacă merită sau nu. În opinia mea, avantajele sunt destul de mici. Mult mai mult m-aș axa pe producția de conținut de calitate, nou, constant, mult, nu știu ce, decât hai să plătim pentru promote post. Dar, bineînțeles, există lucruri, dar pentru motiv, poate doriți să faceți asta. O altă opțiune este să dați promote page, care este altceva. Mi-apare, plătesc o reclamă prin care oamenii să poată da click. E un lucrurile sunt mai mult de spus decât ce este aici, dar în principal ar trebui să targetați. De exemplu, poți să targetezi oamenii care sunt numai din București sau oamenii care sunt numai din România, de exemplu, e targetarea. Poți să alegi tot felul de targete, anumite vârste, anumite interese. Poți să îți alegi niște lucruri de genul ăsta. Bun, ce setări să faci la pagina? Mă duc la Edit Page, Edit Settings și Posting Ability. Eu am lăsat ca oricine să poată posta pe timeline-ul meu, dar pentru asta trebuie să mă asigur că, în principiu, că am, la interval de o zi pot șterge un mesaj. Până acum n-am niciodată nicio problemă, dar trebuie să fii conștient că dacă se întâmplă asta, trebuie să poți răspunde rapid, să nu lași lucruri care nu le vrei pe pagina ta. Bun. Privacy controls. Ok. Nu am introdus niciun fel de moderare, am lăsat oamenii să posteze. Na, nu mi s-a părut ok. Post tagging. Aici e o chestie foarte interesantă cu tagging. Dacă eu public un album pe pagina mea, oamenii nu se vor putea tăgui dacă n-am opțiunea asta bifată. Și vă recomand să o activați. Deci eu merg la un eveniment, fac un album și dacă n-am bifată opțiunea asta, oamenii nu se vor putea tăgui. Replies, rolul de administrator. Bun, deci mie nu-mi place funcția asta, dar asta e în funcție de gust. Activați-o, citiți despre ea, mie nu mi se pare utilă. Ok? Rolul de administrator, aici pot să spun că o altă persoană să se ocupe de pagina mea. Da? Mă duc aici, o să scriu fie numele, fie adresa de e-mail. Și când dau save, o să-mi cer încă o dată parola și persoana aceea va primi o notificare. Bun. Cum pui o poză în articol? Deci, ideea e că dacă vreți să vă asigurați că poza apare în genul ăsta, în feed-urile oamenilor, trebuie să urmăriți niște criterii. Și aici e un articol care explică foarte bine care sunt criteriile de afișare a unei poze în funcție de cum apare. Și aveți aici tot felul de detalii. Frecvența postărilor. Sugestia mea pe partea asta este să vă alegeți o frecvență și să vă o mențineți. Adică, dacă vă obișnuiți cititorii ca mesajele la voi să vină de 3 ori pe zi, încercați să vă țineți cât de cât de chestia asta. Eu am o frecvență mai degrabă săptămânală. Adică am zile în care postez mai mult și zile în care nu postez deloc, am și chiar perioade, dar în general, într-o săptămână, nu las lucrurile să strângă fără să nu postez nimic. Cam ăsta ar fi sfat. Depinde de business, dar în principiu v-ar ajuta să aveți o periodicitate de care să vă țineți. Cum automatizați mesajele? De exemplu, mesajele pe blogul, de pe site-ul ăsta sunt postate automat. Eu nu fac altceva decât să le pun pe blog și ele apar automat. Și pentru asta aveți mai multe soluții. Una este RSS Graffiti. Vă duceți pe blogul vostru, preluați RSS-ul, vă logați în pagina de Facebook cu site-ul acesta și se postează automat. Mesajele de pe blogul meu, de pe olivian.ro, din ce țin, sunt cu RSS Graffiti. Asta e o soluție. Mai e soluția Jetpack, care se integrează cu WordPress și când dau publish, automat mesajul este postat pe Facebook. Asta o folosesc pe olivianbreda.com.
Și arată așa. Da? Se integrează, mă întreabă, pe Facebook-ul e postat, mesajele ajung și pe pagina mea personală și pe pagina de Facebook, ajunge pe două conturi de Twitter, ajunge pe LinkedIn, restul mi se pare mai puțin relevant. Funcția de RSS to email vă permite să vă creați un newsletter automat, dacă toți suntem la partajare. Deci, pe blog, toate soluțiile RSS Graffiti și opțiunea aceasta Jetpack postează automat pe Facebook. Dar aveți și opțiunea de realizare automată a unui newsletter, mi se pare utilă și aceasta. Succes!